Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi telespectatori, Hunedoara în direct, ca de fiecare dată. Ne bucurăm să fim din nou în fața dumneavoastră. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, Hunedoara 1 TV, și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate știrile, toate emisiunile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În această perioadă lucrurile sunt destul de tulburi dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă vis-a-vis de alegeri. Am avut și avem în continuare parte de foarte multe dezbateri pe această temă, alegeri comasate, cu europarlamentare, cu locale. Uite, comasarea nu e comasarea, cred că acesta ar fi ideea de bază în zilele acestea. Vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr lucrurile vor sta sau nu așa, pe cine avantajează, pe cine afectează acest lucru. Din nou, rămâne de văzut. Noi încercăm să aflăm și ce se întâmplă în județul Hunedoara pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți în fiecare zi, iar astăzi discutăm despre activitatea pe care Partidul AUR o are în județ, în mare parte dintre localitățile din județul Hunedoara. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Tiberiu Bârstan, președintele filialei județene AUR Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată la noi în emisiune. Da, bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Este o perioadă destul de tulbure, așa cum spuneam puțin mai devreme. Nu că în ultimii ani am fi simțit că, așa cum spun unii și cum spun unele cifre, bineînțeles, economia bubuie în România, stăm bine la foarte multe capitole, cel puțin pe hârtie și din datele prezentate de către cei în măsură să o facă. Dacă ieșim în stradă și întrebăm oamenii, parcă sunt așa cumva în antiteză cele două aspecte. Dumneavoastră ieșiți destul de des în stradă, vă vedem și la proteste și nu numai. Care este pulsul străzii, domnule Bârstan? Ce să vă spun, suferim la toate capitolele, toate starea asta de nesiguranță s-a generalizat asupra tuturor categoriilor sociale. Avem o clasă politică, să zic așa, incompetentă, care, nu știu, parcă nu mai funcționează în interesul nostru și interesul național. Nu ne mai reprezintă, să zic, interesele și vedem cu fiecare zi care trece că ne adâncim mai mult în probleme, în lucruri care nu mai au treabă cu democrația. Vedem și această comasare. Părerea mea că aceste lucruri sunt gândite tocmai pentru a-și păstra privilegiile și puterea acolo unde sunt. Eu cred că aceste măsuri pe care vor să le ia sunt gândite și generate de niște grupuri de interese care sunt în spatele lor, care au afaceri, care controlează energia, resursele, industria. Și cumva, văzând accesiunea AUR, văzând oamenii, garnitura asta de naționaliști care suntem noi, care iubim țara și meleagurile și tot ce ține de tradițiile și valorile noastre naționale, și-au pus întrebarea dacă am ajunge noi acolo, ce se întâmplă cu interesele lor. Naționaliști, doar că în egală măsură sunteți acuzați că sunteți și extremiști. Asta cu extremismul, dacă îți iubești țara, îți iubești oamenii de lângă tine, îți iubești tradițiile și te revoltă lucrurile și abuzurile pe care le au, noi luăm atitudine mereu și cumva vrem să arătăm că mai sunt oameni care reacționează la astfel de abuzuri pe care ele generează. Automat ne pun etichete de extremiști sau rusofil sau că legal vreau să clarific și partea asta cu Rusia. E o minciună, să zic așa, gândită tot de partidele sistemului, pentru că noi, având, să zic așa, fiind și în conducerea națională, conduc și filiala de 4 ani de zile, finanțele tot vin din buzunarele noastre, tot ce a însemnat, lumea știe, ultima lună, ianuarie, am avut caravana medicală, acea caravană a fost achiziționată din banii, din subvenția publică, dotările, tot ce ține consumabile, au fost plătite din donațiile noastre. Vreți nu să există... punctați faptul că nu ați primit sprijin din partea altor țări sau altor persoane influente?
evenimente culturale, tot ce generăm, la fel. Avem în filială oameni de afaceri care sprijină, fiecare din puținul lui punem bani și generăm astfel de evenimente cu scopul clar de a promova cultura, valorile noastre, tradițiile. Avem și oameni de cultură, i-am sprijinit cu promovarea cărților. Aveți și un scop electoral din aceste manifestări? Ca orice partid politic, dar noi nu suntem adepți unei strategii bazate pe mizerii, pe atacuri, pe chiar și în campania electorală. Ne dorim foarte mult să ieșim cu proiecte și soluții pentru comunitate, pentru județ, pentru național. Asta ne dorim. De asta am și început campania pentru europarlamentare acum un an de zile. Avem o garnitură de oameni care se plimbă, se duc prin țară, discută cu oamenii. Chiar sâmbătă avem prezentare la Timișoara, unde o să vină mii de oameni, să ia, să zic așa, contact cu ei, să discute, să vadă modul lor de gândire vis-a-vis de problemele astea la nivel european. Și să-i convingem până la urmă să ne voteze, că ăsta e și scopul. Dacă suntem între oameni, cum suntem și noi la nivel de județ, mereu suntem între comunități, discutăm, vedem problemele lor, clar, soluțiile sunt la cei care iau decizii, dar dacă ajută Dumnezeu, o să ajungem și noi unde trebuie și o să facem ceea ce ne-am propus pentru poporul ăsta. În întreaga țară, AUR a organizat proteste recent și din cauza faptului că, iată, s-a lansat această ipoteză că alegerile europarlamentare să fie comasate cu cele locale, v-au încurcat puțin socotelile aceste decizii, aceste, nu le spunem chiar decizii, pentru că în continuare suntem așa pe un teren alunecos. Da, noi suntem pregătiți și ne pregătim de 4 ani de zile. Știam că lupta asta electorală o vom da cu un sistem care controlează instituțiile, au bani, au puterea și noi vrem să compensăm pe muncă, prin seriozitate, prin calitatea oamenilor care îi scoatem în față. Nu avem o problemă cu această comasare neapărat că ne-ar încurca pe noi. S-a vehiculat acest lucru, da. De aceea ați organizat și aceste proteste, pentru că este teamă așa cumva de... Aici e vorba de legalitate, de democrație, cumva și această decizie arată că lucrurile nu mai funcționează în țara asta cum ne-am dorit cu toții, nu mai funcționează democratic, acești politicieni nu mai au interesul votanților. Sunt două teme diferite care n-au ce să caute împreună, dar mă rog, dacă ei consideră că așa trebuie să funcționeze lucrurile în țara asta, noi n-avem decât am apăsat accelerația, perioada asta ne pregătim intens și o să fie o surpriză, să zic, pentru ei. Deși și-ar dori cumva să ne vadă reduși cât mai mult atât procentele cât și oamenii care îi promovăm și mult sigur o să fie oameni de aur atât în Parlament cât și în administrația publică locală. Senatorul PSD Florian Bodog declara ieri că, citez, există în momentul de față un calendar al alegerilor, calendar care va fi respectat. Eu nu cred că discuția de vineri, pentru că urmează să aibă loc o discuție vineri aceasta, va aduce mari schimbări. Cred că cea mai simplă variantă este să mergem pe actuala legislație în vigoare, care prevede ca europarlamentarele să fie în iunie, localele în septembrie, prezidențialele la sfârșit de an și parlamentarele între cele două tururi ale prezidențialelor. Calendarul este oarecum simplu, este creonat, nu e niciun secret. Am încheiat citatul. Deci vin cu o propunere, ulterior își schimbă strategia. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Păi asta arată și la ei. Sunt multe discuții, să nu credeți. Totuși vorbim de interese, de putere și... Și vorbim de o alianță destul de consistentă, nu? PSD, PNL, o alianță cel puțin la nivel central care funcționa. În județul Hunedoara mi s-a confirmat de către liderii celor două partide că nu funcționează această alianță. În nenumărate rânduri ne-au declarat acest lucru și faptele vorbesc de la sine. Vedeți că spuneam asta cu grupurile de interese. Oamenii care sunt în vârful partidelor politice sunt puși cumva controlați de către cei care au interese pe partea asta economică, financiară și
la nivel mai jos, la județe, la comune, mare parte să știți că au și ei oameni care chiar vor să-și facă treaba, oameni care au alt mod de gândire și cumva interesul celor de sus nu e compatibil cu ceea ce își doresc oamenii de la nivel local și județean. Clar că sunt divergențe, discuții, strategii, e și o lipsă de comunicare probabil între ei. Discutam și mai am cunoștințe și prin partidele clasice și nici ei nu știau exact ce se va întâmpla, ce decizii să iau, și partea asta cu nesiguranța, vedeți, nu duce la nimic bun, și cu atât mai mult probabil asta și doresc, ca votantul să fie dezgustat. Ei au garnitura lor de votant sigur care le garantează lor puterea, guvernarea, și atunci românii o să zic că la mizerile care se întâmplă partea asta politică cu partea electorală preferă să stea acasă. Asta nu e o soluție, îndemn pe toți românii să iasă la vot, indiferent cu cine votează, să-și exercite acest drept democratic și cumva să gândească bine, să analizeze și în campaniile electorale care o să vină oamenii cu soluții, oamenii credibili, să nu mai votăm doar din cum era și în alți ani, rău cel mai mic, sau să ne gândim că toți avem familii, trăim în țara asta și să căutăm soluțiile cele mai bune și acolo să meargă votul nostru. La fel, tot la capitolul incertitudine este și sunt, de fapt, listele comune PSD-PNL, care de asemenea, uite, listele nu sunt listele. Credeți că, sau cine ar fi avantajat dacă ar exista aceste liste comune și în condițiile în care, iată, cele două mari partide din România au așa o mare problemă, să spunem, în a discuta, în a se așeza la aceeași masă, și vedem și la nivel central ce se întâmplă zilele acestea, se agață PNL de PSD în această ecuație sau PSD își dorește să profite cumva și de cei de la PNL? Cum vedeți dumneavoastră aceste liste, posibile liste comune? Și în ceea ce privește și pe aur, bineînțeles. Aici ei își urmăresc interesul, suferă cetățeanul, clar undeva, ei toți spun că sunt în alianță, dar nu vă ce înțelege pot să aibă când își ciordesc primarii, în special PSD-ul de la PNL, o să folosesc așa un termen mai popular. Da, și nu mi se pare în regulă, dacă tot ești în o echipă, trebuie să funcționezi pe alte criterii, alte principii, ceea ce nu e cazul lor. Fac orice ca ei să rămână acolo, să-și păstreze ei garnitura lor de oameni care asigură și voturile pentru a fi acolo, că să fim sinceri, cam toți nu sunt partide politice, niște găști mânate de interese, și eu asta vreau să și spun lucrurile pe nume, că nu vreau să o iau pe ocolite, cum să am atâta diplomație, lumea trebuie să știe că partidele astea nu mai au nimic în comun cu interesul oamenilor și dacă nu facem ceva să promovăm altfel de oameni care să fie mai atenți, mai empatici cu cetățenii, cu problemele lor, avem de suferit cu toții. Vedem foarte bine că instituțiile statului, din păcate, nu mai funcționează, spitalul, școala nu e ceea ce ne mai dorim. Într-o țară unde în sănătate nu s-a construit un spital în 33 de ani, medicii pleacă afară, baza, să zic, materială, infrastructura lipsește, ce speranță să mai ai? La fel și în școli, partea asta cu, am așa niște teme și conferințe cu drogurile care au început să acapareze cât mai mulți tineri, pe mine unul personal mă îngrozește și părerea mea că e cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în România și din păcate nu avem soluții. Deci sunt probleme multe și dacă ăștia guvernanții, când îi văd că sunt tot pe interesul personal, neglijând total problemele astea pe care noi ne afectează, dacă educația nu mai e ceea ce ne dorim, dacă spitalul nu mai avem siguranță, să ajungi. Am avut cazuri, mă sunau părinți disperați, copii, probleme, nu aveau soluții în România. Ori să-ți pui copilul pe rețea de socializare, să încerci să strângi bani, să poți să-l salvezi, eu cred că e cea mai mare umilință pentru un părinte. Și nu se poate așa ceva. De asta o și mă întreb. Probabil doar că faci orice pentru copilul tău. Exact, în dar aici a trebuit statul să facă și m-am interesat și în alte țări.
nu există cazuri. Statul te sprijină, n-ai soluții în țară să plătesc toate aceste analize, investigații medicale, inclusiv operații, să decontează. Dar dacă nu ai pe ce să pui mâna, ajung la situații de disperare, că toți, practic, luptăm, muncim, facem ceva pentru familie și copiii noștri să ne fie mai bine. Ori statul ne ia bani, taxe, impozite, unde sunt aceste lucruri, dacă ei nu au soluții pentru noi? Ei, statul mai și dă, nu vorbim acum de majorări de pensii, vorbim de tot felul de sprijin din partea statului pentru o anumită categorie socială de români, deci ne și sprijină, nu? Pensiile iar e o minciună mare, deci n-au dat măriri, au mărit cu indicele de inflație, acum ce am văzut, pensiile peste 4.000 vor să le impoziteze și sunt lucruri care, sincer, nu-i mai ajută nici pe pensionar, pentru că prețurile au explodat, multitudinea de taxe și impozite, unele și generate și anul trecut, cumva se răsfrâng asupra bugetului lor. Românul învăța să mai strângă cureaua, să mai împrumute, mai un credit, dar eu cred că suntem într-o situație din foarte complicată și dacă nu se ia ceva decizii, să zic, mai radicale privind și pensiile speciale și economia asta neagră, multinaționalele care mare parte din profit îl duc afară, nu investesc aici, pierdem o grămadă de bani. Ar trebui văzut cumva niște măsuri mai drastice vis-a-vis de aceste lucruri și bani sunt. Dar atât timp cât vă spuneam, grupurile de interese hotărăsc soarta noastră și decid asupra bănuților care se produc aici în România, mare lucru nu prea poți să faci. Aici trebuie cumva ruptă relația grupurilor de interese și clasa politică. Și clasa politică să-și facă treaba și respecte fișa postului pentru care ajung acolo sus în vârful țării. Să apere și interesele și să asigure bunăstarea românilor. Dar există politică fără grup de interese? Să știți că și în alte țări mai sunt, dar la noi parcă, nu știu, grupuri mafiote. Atâta timp cât noi românii suferim foarte mult, suntem bajocoriți sistematic, am impresia că ăștia nu mai au treabă cu noi ca și popor, nu ne mai reprezintă, n-are rost să mai dezvolt că discuția ar fi mult mai lungă, dar vedem cu toți și simțim pe pielea noastră. Și suferim în continuare și eu le-am cerut mereu românilor să se implice, să ia atitudine, să nu mai lasă pe alții să decide în locul lor. Și eu am așa nu agrez politica, am intrat în acest proiect nou încercând să schimb ceva, să mă lupt pentru familia mea, copiii mei, să rămână în România, să-și fac un viitor, familie, școala unde sunt să fie siguranță și să pot să învețe în liniște, asta îmi doresc, n-am aspirații sau cum îi văd pe alții cu cariere politice. Încercăm la nivel de județ să avem o echipă cu oameni competenți, bine ați pregătiți. Ați reușit să conturați organizații în toate zonele din județul Hunedoara, pentru că, iată, alegerile bat la ușă și trebuie să fiți pregătiți și din acest punct de vedere. Da, mare parte, da. Avem niște criterii clare pentru candidaturi, niște comisii de evaluare. Fiecare consilier și primar trece prin aceste comisii, sunt și colegi de la nivel național, se discută și pe baza CV-ului, sunt niște bune care trebuie atinse, oamenii sunt promovați. Nu dorim să promovăm oameni doar de dragul de a avea acolo, de a avea niște să liste. Fiți la număr. Da. Chiar ne dorim oameni profesioniști, am și identificat, mai un pic de muncă, dar eu cred că în perioada următoare o să acoperim 100% tot ce înseamnă OAT-uri, tot ce înseamnă până la legile parlamentare mai este, dar și acolo avem conturat niște oameni care au expertiză și ne dau siguranța că odată ajuns acolo o să facă treabă pentru popor, pentru români. O să vedem atunci în perioada următoare câte organizații mai aveți de creionat în județul Hunedoara. Bătălia va fi destul de mare cu siguranță. Aveți deja fie consilieri locali în mare parte din județ. Mă gândesc acum la Deva, că și aici aveți consilier local Aur.
Și ne întoarcem așa puțin sau revenim așa la DEVA, la ce se întâmplă în reședința de județ, ce se întâmplă la nivelul județului Hunedoara. Și am văzut o postare pe pagina dumneavoastră de Facebook cu privire la unele deșeuri care au fost depozitate în zona Archia din DEVA. Haideți să vedem imaginile și comentăm asupra lor. Vă rog să ne explicați cum ați identificat această zonă și ce se întâmplă acolo, de fapt? Da, problema persistă acolo de vreo 2 ani de zile. Am fost și anul trecut semnalată această problemă. Cetățenii au depus, i-am îndrumat să depună plângeri, nu s-a rezolvat nimica. Acum iar la fel cetățenii erau foarte supărați pentru că acolo în afară ei v-au sesizat această problemă? Da, în afară de priveliștea care e acolo, care nu are treabă cu civilizația, drumul este impracticabil și m-am deplasat în această zonă. Am constatat față de anul trecut în 6-7 luni de zile că s-a dublat cantitatea de gunoaie și molozuri depozitate acolo. E o chestiune care, în mod sigur, depășește sfera legalului. Am sesizat poliția locală, i-am chemat la fața locului, s-a întocmit un proces verbal. Urmează mai departe să sesizeze și garda de mediu pentru a vedea exact cine depozitează aceste deșeuri acolo. Din ce am înțeles, sunt și deșeuri rezultate din lucrările care au loc în DEVA, așa ceva inadmisibil pentru că... Există dovezi în acest sens? Ați discutat cu oamenii din zonă? Cetățenii, au da, filmări, mi-au spus că... Dovezi că ar fi asta le-am și cerut, da, le-am și cerut dacă au dovezi și filmări sau dacă în viitor mai văd așa ceva să filmeze și să-mi trimită înregistrările cu mașinile pentru a identifica cine depozitează acolo. Aici mai intervine și spiritul civic care ar trebui să fie unul prezent în fiecare dintre noi și atunci când sesizăm astfel de nereguli să punem mâna pe telefon pentru că nu întotdeauna postările pe rețelele de socializare și rezolvă astfel de situații. Să știți că nu e singurul caz, am avut și anul trecut, mai avem și acum în vedere niște situații semnalate către cetățeni. De fapt, noi mereu suntem în teritoriu și când avem astfel de informații și constatări, încercăm cumva să informăm instituțiile abilitate și să ia măsurile care se impun. Acesta este un teren privat, este teren al primăriei, aveți cunoștințe? Din ce am înțeles, e terenul primăriei și cu acordul ei se depozitează acolo, chiar dacă e depozitare temporară, ele trebuie evacuate și duse în centre specializate pentru concasare, pentru refolosire. Ori ce îmi spunea cineva de acolo, spunea că o să fie nivelat terenul, o să pune strat vegetal și se va rezolva problema. Ori așa ceva ilegal, nu se poate. Conform cu noile legi care sunt în vigoare, părerea mea acolo e o infracțiune și cumva trebuie... Ați discutat rezolvat. Și cu cei de la Garda de Mediu pentru că și ei ar putea să acționeze... În acest caz, ați făcut o sesizare și către ei? Am urmărit, să zic așa, pașii, poliția locală, e pe raza OAT-ului, ei au obligația să anunțe Garda de Mediu și să vină cu răspunsurile și informațiile, inclusiv, să zic, cum văd ei rezolvarea în această zonă. Dacă nu se va rezolva, o să insistăm până la urmă să facem cumva ca această zonă să fie readusă la stadiul inițial. Din păcate nu este exemplu singular acesta, pentru că în mare parte din multe localități din județul Hunedoara întâlnim astfel de deșeuri la periferia comunităților. Ce-i drept că nici nu prea există foarte multe platforme unde pot fi depozitate există, aceste deșeuri. Există, dar sunt costuri. Deșeuri. Tot timpul sunt invocate costurile. Primăria a avut un proiect pe partea aceasta, s-a blocat, n-a fost dus mai înainte și lumea atunci caută variante. Și varianta cea mai bună, vă dați seama, dacă acolo s-o genera câteva grămezi de gunoi, lumea văzând mai ales după masă, îmi spuneau cetățenii spre seară, se duc și aruncă gunoaie. Și pentru unii să fac și profitul. Dacă calculăm la, nu știu, 1.700.800 pe tonă plus TVA, la câteva zeci de mii de tone, acolo faceți dumneavoastră calculul câți bani rămân în buzunarul unor executanți de lucrări de construcții. Dar tot vorbim de normalitate, de schimbarea unor lucruri. Ceea ce vedem în aceste imagini nu înseamnă normalitate.
Absolut deloc. Și de acolo, deci pe raza OAT-ului, noi într-un cătun, într-un sat, într-un loc unde nu poți să verifici aceste lucruri, avem aici instituții, poliția, oameni din cadrul primăriei, mulți au locuințe în zonă, acolo sunt și blocuri sociale, zonă rezidențială, mă mir cum de ele au scăpat. Anul trecut am mai avut o sesizare tot așa pe partea asta cu deșeurile, s-au rezolvat în câteva zile. Dar aici... Vedem că și drumul în acea zonă este amenajat, e pământ... noroiul... Vă dați seama și oamenii sunt supărați pentru că lasă mașinile la drum, nu pot să aibă acces acasă. Acolo e și un șantier continuu. Lucrurile ar putea fi rezolvate foarte simplu, dar toate chestiunile astea țin de actuala administrație locală. Dacă ei consideră că mizeria și gunoiul și dezordinea trebuie să facă parte din peisajul Devei, ce să mai zic? S-a ridicat această problemă și în cadrul ședințelor de Consiliu Local la Deva, pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, aveți reprezentant aici în cele Deva. Da, sunt eu cu colegul meu, Marius Mane, mereu, mai ales și pe comisii și nu numai pe comisii, cam zilnic mergem prin cadrul primăriei, sunt diverse probleme, încercăm să le rezolvăm, dar tot ceea ce ține de partea asta cu molozurile, cu... aș putea să vă fac o hartă cam tot ce înseamnă perimetrul Devei, pe să tot găsim și zona Bejan, zona depozitelor și mare parte poliția locală ar trebui. Lucrurile astea se întâmplă seara, noaptea, când unii stau relax, ei își fac treaba. Sunt chestiuni care pot cumva să fie stopate, dar dacă nu există un interes și fiecare să-și facă treaba, ne trezim azi, mâine, undeva, oricum avem o problemă generală și pe partea asta cu investițiile. Găsim moloze, investiții șantiere abandonate. Investiții apreciate de către deveni, pentru că atunci, la început, când au fost ele anunțate, oamenii au privit cu ochi buni aceste investiții. Totuși vorbim de milioane de euro care au fost atrase aici în reședința de județ. Nemulțumirea oamenilor însă a venit imediat după ce au demarat aceste lucrări. Mă refer aici la pista pentru biciclete și la amenajarea trotuarelor, trotuare care au cam făcut victime, dacă ne referim la zona Opera din municipiul Deva. Am văzut și pe rețelele de socializare, ne-au confirmat și cei de la Spitalul Județean de Urgență Deva că au venit în ultima perioadă destul de multe persoane, fie cu mâini sau picioare rupte sau luxate, pentru că nu au văzut acele trepte care nu au fost demarcate foarte bine în zona Opera și vieții oamenii au... Până aici, cu investițiile, clar, strategia a fost proastă. E bine, vin bani europeni, au avut și primăria această pârghie. E foarte ocazie, bine, pentru că din bugetul local ar fi imposibil, chiar și pentru o primărie din, iată, reședința de județ să poată să realizeze astfel de investiții. Da, dacă ai banii, îi gestionezi prost, asta se întâmplă. Sunt multe proiecte gândite prost, implementarea lor la fel a fost greoaie, s-a lucrat haotic și de aici probleme care sunt. Noi am semnalat mereu partea asta, organizarea de șantier, protecția pietonilor, tot ce se ține de siguranța oamenilor. Am încercat și cu instituțiile care verifică aceste lucruri, ei și-au văzut de treabă, au mers înainte, am cerut grafice de lucrări, să vedem unde sunt, să reușesc finalizarea lor până în... Dar ar trebui să existe organizare de șantier, orice lucrare care se realizează, fie că vorbim de lucrări de o anvergură. Era un haos total. Își depozitau materiale. V-au prezentat vreodată aceste documente care le-ați solicitat? Foarte greu și acum și pe partea de proiectare. Am avut niște constatări, lucruri care le lipsau cu desăvârșire. De exemplu, la pistele de biciclete, proiectul de peisagistică. Oamenii de pe șantier n-aveau planșe. Deci lucrau cumva, să nu zic improvizații, ori acolo trebuia să existe niște persoane de specialitate care să supravegheze aceste lucrări. Erau multe disfuncționalități, am constatat mai multe probleme legate pe partea de execuție, le-am sesizat dirigentului de șantier, celor din primărie. Ei spuneau că da, o să facem note de constatare, comunicăm constructorului, în loc să fi rezolvat problemele și să meargă cu lucrarea înainte sub o formă, să zic, corectă, au dat înainte sub modul pe care îl vedem cu toții.
Părerea mea, varianta cea mai simplă, dar nu are rost că să mai discutăm acum, asfaltul era mult mai practic, lucrarea era mult mai ok, partea de întreținere era mult mai ușoară și nu s-a ajunge aici. Tot ce vedem și vizual, sincer, acest pavaj nu dă bine, nu se încadrează cu peisajul. Ce să mai spun de funcționalitate? De asta vă spun, e bine că se face, dar din păcate gestionăm foarte prost aceste investiții și de aici se creează disconfort, lucrări neterminate, prost făcute și în cadrul primăriei, ce am urmărit până acum 14-15 ani, nimeni nu-i tras la răspundere pentru faptul că se pierd bani, lucrările sunt prost făcute, băi, o armonie perfectă, toți sunt acolo mândri de nerealizările lor și asta mi se pare, nu știu, la privat dacă îți faci treaba rămâi, dacă nu îți faci, ai plecat sau e sancționat. Ori aici gândiți-vă, avem managerii de proiecte, au luat niște bani, partea de fond, în afară de salarii care sunt destul de bune. Da, lunar primesc un anumit procent. Da, primesc un procent proiecte. De bani. Ori la întrebările noastre ale colegului meu Marius Maneș și ale mele ridicau din numeri, păi știți, tot veneau cu scuze, păi aici au risc să faci treaba, de scuze, plină piața, ori dacă nu, ai plecat. Dar suferim, pe partea profesională, dacă nu sunt oameni care să înțeleagă lucrurile astea, investițiile, modul de organizare, ca lucrurile să fie corect, ne trezim numai cu lucrări de mântuială și nu să aducă o valoare comunități, în păcate, și vizual, și alt mod de, să zic așa, de funcționalitate, nu ne ajută în ceea ce ne dorim noi. La Deva, din păcate, în ultima perioadă, nicio ședință de Consiliu Local nu a rămas fără scandal. Scandal fie între edil, atunci când este prezent la ședințele de Consiliu Local, și anumiți cetățeni care vin să ridice probleme cu care se confruntă și ei și ceilalți deveni zi de zi, poate, fie între consilierii locali și reprezentanții primăriei. Întotdeauna există certuri, întotdeauna există scandal, ca să nu spunem circ, în Consiliul Local Deva. Bun, acum, circul de multe ori genera de cei din cadrul primăriei. Pentru că sunt mulți oameni care vin în cadrul primăriei, nu găsesc rezolvări, deși merg la audiențe și atunci cumva încearcă să forțeze nota să fie prezent la aceste ședințe. Sunt mulți, gen și persoanele cu blocul de om, mi se pare, cu liftul, care, printr-o culpă a primăriei, clar, acolo e primăria vinovată pentru că a gestionat prost acest contract și investiție, ei nu găsesc rezolvări. Și la o ședință spunea că noi chiar am încercat să sprijinim acei oameni, dar nu ține de noi. Noi avem pârghile pentru a rezolva această problemă. Și am dat-o cumva că soluția ar fi, dacă tot s-a greșit din cadrul primăriei, nu sunt soluții, să plătească, să facă, să-și doneze primarul și administratorul salarul, valoarea liftului era 1.000, să rezolva problema. Nu cred că donarea veniturilor pe o lună de zile era chiar o problemă pentru ei să nu-și ducă activitățile. Le-ați propus în cadrul Consiliului Local. Inclusiv și eu am spus că donez de fapt indemnizația lună de lună la niște familii care să-și ducă copiii la școală, asta e condiția, și nu aveam o problemă să donez. Din păcate nimeni nu a avut nicio reacție, toată lumea e fericită și acei oameni suferă. Și credeți-mă că sunt cazuri acolo care pe mine m-au cumva... m-au supărat, m-am necăjit pentru că de atâta timp și nici nu o să aibă soluții și rezolvări în perioada următoare. De asta vă spun, lipsa empatiei a unor soluții, a unor rezolvări la probleme, să ajunge și la cazuri cu oameni mulțumiți în Consiliul Local. Mai sunt și alți oameni care vin pentru alimentați de cei care conduc primăria pentru anumite lucruri care sunt dirijate să sprijine pe cineva anume, nu sunt măsuri eu să mai dezvolt sau să răcu degetul pe cineva, de asta vă spun, partea asta cu comunicarea, cu soluțiile, dacă nu le aplică corect și nu au rezolvări imediate pentru oameni, atunci apar nemulțumirile și uneori și circul. Ceea ce nu mi se pare normal ca într-un consiliu local să fie amenințări, înjurături. Dar unul dintre consilierii locali liberali a venit la un moment dat cu o propunere ca cetățenii să nu mai participe la ședințele de consiliu local doar dacă
consilierii locali sunt de acord în urma votului ca acea persoană să participe și să-și expună punctul de vedere cu privire la problemele pe care dorește să le ridice în Consiliul Local. A rămas la sertar acea propunere pentru că urma săptămânile trecute să fie prezentată în Consiliul Local. În cadrul primăriei și a celor care o conduc ne mai surprinde nimic. Au mai avut și alte măsuri legate cu accesul, cu să nu uităm că primăria, tot ce înseamnă aparat administrativ, e subordonat cetățenilor, plătitorilor de taxe și impozite. Ei înțeleg lucrurile în altă formă și se duc până acolo încât încalcă și legea. Nu mi se pare normal și asta trebuie să vadă și cetățenii, că oamenii ăștia nu mai apără interesul lor și au cu totul alte scopuri. Din ceea ce vedem, dacă nu-i transparență, nu-i comunicare, n-ai soluții, atunci le cauți cumva, dar ei nici nu încearcă cumva să rezolve aceste probleme și ne adâncim din ce în ce mai mult în lucruri care nu mai au treabă cu democrația, cu siguranța noastră în oraș și... Sunteți nemulțumiți, de fapt mă refer aici la colegii dumneavoastră, de foarte multe lucruri care se întâmplă în județul Hunedoara, în țară. Care este misiunea pe care o aveți, pe care o are AUR? Păi misiunea noastră, în primul rând, e de a aduce o infuzie, de o garnitură de oameni mai responsabili, că aici suferim, oameni cu expertiză. Sunt chestiuni care, dacă sunt gândite corect și aplicate la fel, pot să aducă o valoare comunității, respectiv nouă ca și țară. Și important e să, cumva și la rândurile astea de alegeri, să promovăm proiecte, soluții, nu lucruri care nu ajută pe nimeni. În mod sigur, noi, până la urmă, o să reușim să facem ceea ce ne-am propus, deși e foarte greu, pentru că 33 de ani ne-am tot adâncit în, să zic așa, în lucruri care ne-au făcut să suferim ca țară, ca națiune, ca parte educațională, ca parte, să zic, administrativă. Ne-am adâncit, spuneați. Credeți că putem să ieșim la suprafață ușor din acest abis în care, spuneți dumneavoastră, ne-am aflat acum? Soluția ar mai fi. Eu cred că acest an e decisiv. Avem două variante. Ori mergem tot la vale, cum am început și, din păcate, am văzut că s-a accelerat partea asta cu regresul pe toate palierele, ori cumva încercăm să mai salvăm ceea ce se mai poate și să corectăm anumite lucruri care nu mai funcționează la noi în țară. Totul depinde de noi, de implicarea noastră și trebuie să lăsăm orgolii, trebuie să lăsăm interesele noastre personale și să privim cumva, să primeze interesul general și național. Și atunci eu cred că lucrurile s-ar rezolva. S-ar rezolva multe lucruri dacă ar fi oamenii potriviți la locul potrivit, cu siguranță. În județul Hunedoara s-a discutat foarte mult ca turismul ar putea să fie salvarea economică din mare parte, pentru că județul Hunedoara are un potențial extraordinar, asta am tot auzit, vedem cu toții acest lucru, dar ce facem în acest sens? Păi am văzut ce am făcut, suntem în regres total și pe partea turistică, clar că viitorul cumva la potențialul care îl avem, cred că suntem primul județ din țară la obiective turistice, peste 700 ceva de locuri istorice, locuri care pot să aducă turiști, din păcate nu sunt promovate suficient, suferim și pe partea de infrastructură. Uneva se greșește și dacă nu avem o strategie clară, corectă și care să atragă turiștii, pierdem și aici bani. Am avut și perioada cu pandemia, toată lumea a avut-o. Noi ca județ, cu potențialul care îl avem, să ajungem la nivelul unui județ cum e Mureșul, cum e Bihorul, care nu au obiective și istoria pe care o avem noi aici, ar trebui să-și pună un semn de întrebare cei care administrează județul. Dar să facă investiții și pe această linie de promovare a turismului la nivel sincer, național și nu numai. Și la obiective acestei reabilitări mi-e lasă un gust amar. Am văzut și cetatea Devei, deci
aceste investiții, reabilitării, nu mi-au treabă cu amprenta istorică a acestor obiective. Am văzut și la Sean Misegetuza ce se întâmplă acolo, unde s-a intervenit cu niște structuri metalice. Nu știu modul de gândire a celor care au avizat astfel de lucrări, dar, mă, sigur, vizual și păturism nu-l va încânta aceste lucruri. Sunt obiective care sunt și blocate de 2-3 ani de zile, știm și cetatea destul de bine, pierdem bani și pe partea asta și dacă nu venim cu ceva pe partea asta de strategie, de informare, atragere turiști, degeaba avem obiectivele dacă ele nu sunt puse în valoare și turiștii nu vin să le viziteze, să-și lase banii, să doarmă aici, să mănânce, că toate aceste lucruri cumva ne ajută pe noi ca și comunitate. Ar fi un circuit da, care ar trebui să existe și din acest punct de vedere și chiar ieri am prezentat o știre cu privire la acest subiect, că și undeva numărul turiștilor a fost unul destul de mare, să spunem, doar că acest lucru s-a întâmplat datorită olimpiadelor da, organizate și de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Au fost foarte mulți elevi, părinți, profesori care au venit aici să participe la aceste olimpiade și iată că ne mândrim cu un număr mare de turiști. Da, e foarte bine că au venit și acești copii aici la noi și aparținătorii în Deva, în județul Hunedoara, pentru că sunt convinsă că au vizitat și celelalte zone care sunt destul de importante și frumoase în județ, dar cifrele... Vedeți că am avut discuții și cu cei care administrează partea turistică de la Consiliul Județean, am avut și niște, să zic așa, discuții pe rețeaua mediatică prin care arătam că prezența lor la evenimente naționale și internaționale prin care noi să ne prezentăm județul nu se întâmplă. Dar participă județul Hunedoara recent, la târguri de turism. Am văzut, dar eu vă mai spun, la nivel european sunt asociații turistice care reprezintă sute de mii de potențial turiști. Ar trebui discutat cu ei, create cumva, să zic, circuite. Sunt unele pe partea asta culturală, sunt oameni care vor numai cultură, vor, alții vor natură, alții vor obiective turistice. Avem și în județul Hunedoara astfel de circuite, să spunem. Da, și ecoturismul care ar putea fi dezvoltat, care duduie prin Bosnia, prin Slovacia, prin și la noi. De fapt, sunt improvizații. Fiecare om încearcă, având în vedere și taxele astea, impozite care s-au scumpit, oamenii se chinuie, să știți. Au afaceri, am cunoștințe care lucrează mamă, tată, afaceri în familie, nu mai găsesc personal calificat sau ca să le să muncească, să-i ajute în acest business și atunci nu au ce să facă, trebuie să muncească zi lumină ca să-și întrețină afacerea. Bine, mai e și problema că nu vin veniturile, banii, dacă nu sunt turii, nu sunt și bănuți, nu mai poți să-ți permiți 3, 4, 5 angajați, plus dările astea care sunt la stat destul de mari, atunci când trebuie liniuță, dă cu minus, nu-i prea bine. Eu cred că o viziune generală asupra județului, cu o informare, cu niște asociații pe partea asta turistică, cumva va rezolva o parte din probleme. Producătorul local să se regăsească cumva lângă cel care are cazarea. Circuitele astea la fel care ar trebui stabilite, pentru că străinii au bani, vin, noi mergem acum mai nou parte care mi-au bănuți prin Dubai, prin toată lumea, dar hai să vedem că și noi avem aici locuri care te încarcă cu energie, care pot cumva, dacă sunt puse în valoare, să ne asigure venitul la mulți dintre noi. Și clar, turismul și agricultura o să fie principalele motoare în județul Hunedoara, cât de industrie. Și ce ne lipsește atunci? O strategie coerentă? Oameni potriviți? Ce anume ne lipsește? Păi cam în toată țara e problema partea asta turistică. Ați văzut, arabii au făcut afaceri și turism pe nisip. Noi avem păduri, avem ape, avem tot ce obiective istorice și nu suntem în stare să ne promovăm și să ne vindem cumva, să ne facem vacanțe pentru străini să vină să-și lase bani aici. Clar, strategia, oameni bine pregătiți care să cumva să dezvolte aceste sectoare.
Mai avem un singur minut din această emisiune. Cum vedeți dumneavoastră că, sau cum credeți că va fi acest an super electoral? Suntem cumva obișnuiți din anii precedenți să avem parte de foarte multe atacuri și la persoană, pentru că nu sunt atacuri doar prin prisma proiectelor sau a viziunii pe care fiecare o are, ci suntem obișnuiți cu campanii destul de acide, să spunem. Va fi și cazul acestui an și cum va aborda AUR? Păi, mă, sigur, pentru că aici vorbim, cum mai spuneam, de interese, bani, putere și atunci unii în disperare, văzându-ne și pe noi acolo, să zic, cu soluții, cu oameni, o să apuce panica și atunci, în mod sigur, vor genera fel și fel de mizerii și atacuri la adresa contracandidaților. Veți răspunde la ele? Nu, noi chiar vrem să ieșim în față cu proiecte și cu soluții. După cum bine știți, la nivel de județ, noi n-am ieșit cu nicio poză de al unui primar sau președinte de Consiliul Județean pe care să-l atacăm, sau colegii mei, n-am avut reacții sau atacuri pe postări ale unor oameni care conduc primăriile și județul. Le-am și spus, dacă tot vrem să schimbăm ceva în țara asta, trebuie să venim cu alte mesaje, trebuie să venim cu proiecte, cu soluții și nu voi gira eu personal cât conduc și aici județul astfel de lucruri. Exclus așa ceva și lumea trebuie lăsată să discearnă între ce au oferit ei până acum și soluțiile care le au și noi ca proiect nou cu de asemenea cu proiectele și soluțiile pe care le avem noi. Părerea mea e consum de energie, să ne certăm, trebuie să trecem și peste barierele astea politice și să vedem interesul comunităților, a județului și la nivel național. Dar, na, mă rog, asta e politica, fiecare cu... Emisiunea rămâne înregistrată. Ne auzim și când o să vină campaniile electorale, să vedem dacă într-adevăr veți pune în practică ceea ce ați declarat astăzi. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!